Despre împărțirea bugetului și a responsabilităților în cuplu au vorbit Mihai și Laura, accentuându-se ideea de doi și trai în comun. Din punctul meu de vedere, nu mai sunt banii tăi, banii mei. Sunt banii amândurora. Sunt banii la comun. Și da, da, e mișto așa să, gen, uite, un salariu, de exemplu, un salariu să plătești factorii, chirie sau ce, o mai fi mâncare, și un salariu să-l pui deoparte, gen, știi? Da. Așa, da. Merge. Dar nu, nu, luna asta plătești tu, că eu am treabă, luna viitoare plătesc eu, nu, nu, nu merge așa. Mm-hmm. Și uite, de exemplu, ai tu o treabă, vrei tu să-ți, ai ceva de scumpărat, nu știu, ai, îți trebuie ție ceva nevoie, nu știu, la astea ale tale de unghii, ai nevoie de ceva nou sau ceva, te duci, îți iei banii, nu trebuie să-mi spui mie că vezi că-mi trebuie așa sau iarăși eu, dacă îmi trebuie mie ceva, să-mi cumpăr ceva la mașină sau, uite și tu la mașină, că și tu ai mașină, îți trebuie ceva, nu trebuie să ne întrebăm unul de altul, că ne luăm și ne facem treaba. Da. Bine, depinde, că acum eu dacă mă duc și mi-au de 100 de lei pentru unghii și tu te duci și dai 1000 pentru mașină, nu. Păi nu, că trebuie să... Comunicare e succesul, nu? Păi da. Comunicare e succesul și trebuie să ajungem să ne înțelegem. Laura, vezi că am luat 1000, a, păi trebuie să iei pâine înapoi. Nu, nu, acum nici chiar, bine. Ne adaptăm la... E, oricum, lucrurile astea o să le vedem atunci. Că de vorbit așa le vorbim, corect, și nu gândeam de să știm ce spun. O să vedem atunci. Bine, eu mă gândesc la lucrurile astea după ce văd că e tot ce trebuie în casă. Gen mâncare, tot ce avem nevoie, știi? Și după, dacă rămân bani, să ne facem și poftele, da, să... Eu dacă văd ceva frumos care îmi place, eu vreau să-mi iau. Da, total de acord, total de acord. Până la urmă, nu. Da, nu știu cum să zic eu ție, eu nu pun așa de mult preț pe lucrurile scumpe, de exemplu. Adică, și pe lucrurile scumpe și pe lucrurile ieftine. Adică dacă văd o brățară de 1 leu, o cumpăr și îmi place, știi? Da, dacă îmi place și eu sunt la fel. Dacă vreau să cumpăr o pereche de papuci de 1000-2000 de lei și îmi plac, îi cumpăr. Dacă văd o pereche de pantaloni de 100 de lei și îmi plac, îi cumpăr. Adică nu, pe mine nu mă interesează, știi? La mine mă limitez. E puțin cam ciudat, că eu m-am obișnuit singură, eu m-am obișnuit dacă păi și eu cum mă duc că m-am în mall și văd ceva, eu mi-au, nu stau să... că sunt banii mei. Mm-hmm. Păi și eu cum crezi că m-am obișnuit până acum? Nu tot singur? Acum dacă văd ceva frumos, îți zic ție, mie și mie. Subtil, să nu-mi dau seama. Nu, nu. Eu am banii mei. Care ai pe primul loc? Să comunicăm și să... Dar important este să ne ajutăm. Corect. Și să nu ne scoatem ochii unul celălalt. Mamă, tu ți-ai cumpărat mai multe ca mine sau... știi? Eu cheltui pe haine și pe mașină, în mașină. Nu știu, eu cred că bărbatul trebuie să ajute mai mult în casă. Bine, banii să fie la comun, dar... nu știu, eu așa văd. Păi nu știu, nu mi-ar plăcea ca iubita mea să câștige mai mult ca mine. Adică, nu că nu mi-ar plăcea, nu știu, nu m-aș simți eu destul de bărbat. Adică bărbatul e stâlpul casei, adică... E așa văd și eu. Și dacă au agreat că au perspective comune în privința responsabilităților financiare, au abordat și situația ocupației lui Mihai. Păi și da. Tu în cantonament ești plecat de acasă, nu? Da. Dar eu nu îmi permiteam să merg în cantonamente pentru că aveam job. Aveam muncă, știi? Și de asta nu mergeam. Păi da, dar tu acum nu o să mai fii singur, tu. Păi știu, tocmai. Dacă vrei o familie, trebuie să știi cum să te descurci. Și să știi cum să gestionezi situația, că... Corect. Așa, relație... e altceva. Știu. Mă descurc. Adică ne descurcăm. Niciodată n-am ajuns în punctul în care, bă, nu mai știu ce să fac. Niciodată. Tot timpul m-am descurcat. Și am fost singur. Păi da, dar acum nu mai e singur. Știu. Nu să fie vorba de două persoane. Știu. Păi tocmai și sunt conștient și sunt pregătit.
Păi cum ești pregătit? Mental. Nu, pe bune. Lăsăm gluma la o parte. Păi lăsăm gluma la o parte. Tu ce? Știi ce ai de făcut dacă renunți la... Păi asta, asta e că trebuie să... Și dacă nu vrei să renunți, job tot trebuie să ai, că doar nu te ține. Trebuie să mă gândesc ca să fie bine pentru amândoi. Adică eu nu-mi doresc așa ceva. Ce? Să te duci la antrenamente și la meci când ai și eu la muncă și banii mei sunt banii. Nu. Și tu te duci și ei nu știu cât la un meci dacă îl câștigi. Nu. Dar stai puțin, dacă nu câștigi? E mai puțin. Și oricum nu te ajungi. Nu ți ajunge mare lucru. Păi nu mai e chirie, sunt facturi. Știu. Nu mai ești singur de capul tău. Știu. Bine, că tu plăteai chirie și înainte. Păi că am stat singur. Dar ție-ți place munca sau da. Tu vrei să fie ceva lejer? Nu, mie chiar îmi place. Pe bune, am crescut la țară. Ma, ce vrei? Ne trezeam dimineața, stăteam până târziu. Crescu și persoane care se văd în viitor doar să practice un anumit sport și care să nu le placă munca, pur și simplu. La mine nu există să nu-mi placă, să nu placă gen, munca. Mă duc la sală, am grijă de corpul meu, mă duc, am meci, am antrenament, am cantonament, bla 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 și munca e, păi îmi dă mama, îmi dă tata. Sunt, dar eu nu mă... Nu mă dintre acele persoane. Eu chiar am nevoie de un bărbat care să se descurce în viață. Păi mi se pare normal. Să fie pregătit pentru viața în doi, știi? Da, știu, sunt conștient. Și eu la fel am nevoie de o femeie care știe ce vrea, matură. Că eu mă descurc și singură, dar... Păi și eu mă descurc singur. Ce am zis că nu mă descurc? Și m-aș descurca și în doi. Dar de ce ai, Laura, frica asta că numai tu o să muncești sau că banii tăi sunt banii voștri și banii lui sunt banii lui? Nu am o frică, dar pur și simplu am cunoscut persoane care practicau sport și se vedeau doar făcând sport, care nu le plăcea munca și... Dar tu ai și job pe lângă sport? Da. Adică ce faci? Cum vede lucrurile? Eu chiar aveam un program foarte încărcat, foarte, foarte încărcat. Aveam 8 ore de muncă. Lucram, trei schimburi. Lucram la o fabrică okay. de plastic. Ok. Și nu poți să te reangajezi acolo? Ba da. Ah, ok. Lucram trei schimburi. Lucram câte două zile un schimb, după care veneam acasă, aveam antrenament de kickboxing, după aia mergeam la sală. Aveam un program foarte încărcat. Uh-huh. Dar am avut timp de fiecare. Și noi vorbeam aici cum o să fie în doi. Eu aveam un stil de viață cum eram eu. Asta singur. În cazul în care vă mutați la tine, nu? Da, exact, da. Tu ți-ai reluat vechiul job și tu, Laura, presupun că ai căutat ceva acolo. Tu în ce domeniu? Și eu aș putea să-mi reiau din nou jobul pe care l-aveam. Dar bine, asta... Dar nu e în același oraș. Asta încă nu știu, pentru că nu știu unde o să ne mutăm într-un final. Dar dacă ar fi să ne mutăm la Bistă, da, acolo aș munci. Uh-huh. Da, acum... Știu... Toate socotelele astea teoretice nu prea au vreo legătură cu ce se întâmplă în viața reală, de fapt. Și astea cu capriciile, că dacă eu văd ceva și gata, îmi iau, nu e chiar așa. Eu nu cred în superstiții de genul. Aveți live în această după-amiază cu telespectatorii de la 17:30 de minute pe pagina oficială de Facebook. Laura și Mihai or să vă răspundă la întrebări. Luăm o scurtă pauză. După pauză, mesajul pe care Isabel l-a transmis pe antena Play după marea ceartă cu Raul și vedem și ce scrisoare a primit Isabel de la tatăl ei
Și tot după pauză,